Dezastru. Dezastru, dai seama. Ia mă. Hai să vedem ce zice băiatul ăsta aici. Ian s-a împăcat și m-am ofticat că s-a întâmplat împăcarea la 4-5 ore după ce am postat eu. Da. True. Clipul în care... Dar eu am vorbit cu Ion, mă, după... Fix la 4-5 ore, tot așa îi zic. Bă, să vezi cum se împacă ăștia acum ca să mai atragă niște oameni. Seara, îmi dă bing. Ia vezi, bă, că a postat ăștia pe TikTok. Nimă, Ioane, spusei că se împacă ăștia? Du-te, mă, de aceea. Salutare. Așa a fost, mă. Explicam care e faza cu cearta dintre ei. Așa că acum trebuie să fac un clip separat ca să încheiem capitolul din moment ce a fost... Zici tu că îl închei, dar dacă nu îl închei? Dacă începe un nou scandal cu altceva în altă parte. Obiect atât de mare. Dar înainte de asta am postat evoluția lui Ilies Vlogs, în care trec prin perioada nostalgică de Penny. Eu am planificat împăcarea, da. Tot se întâmplă... Bă, tot ce îmi vine mie în cap, orice idee, cât de random e, se întâmplă, mă. E imposibil să nu se întâmple. Până la momentul controversat când i-a luat foc casa. Dar vă și zic când a fost văzut Ilie ultima oară. Vă las link în primul comentariu. Acum să vedem care e faza cu împăcarea, cum a decurs și cum a reacționat lumea la o împăcare atât de rapidă. Bă, cred că toată lumea a fost ok cu împăcarea. Sincer, nu cred că s-a supărat. De ce te-ai supărat? Salutare, The Crot. Salutare, acum te-am văzut, amice. Cum vă spuneam, niciodată nu lasă piesa asta toată. Bă, n-am mai prins piesa asta întreagă de nu mai știu de când. 28 aprilie, la nici 5 ore distanță de clipul meu, apare pe TikTok, pe contul lui Shelly. Exact, da, așa a fost. De o clip cu cei doi în care își strâng mâna pe aceeași canapea pe care Shelly a făcut Da. Mitul live, probabil unde a fost cazat pentru hustle. De data asta n-au mai fost emojiuri pe fața lor de zici că erau unchii pe cost. Pe că n-a fost live de aia. N-a fost un clip și aia a fost. Atena capitole. Nu cred că Adriane, dar mai stăm, bă, că azi, mâine-i sâmbătă, dar să stăm până la 3, mă. Suntem toată noaptea. Până la pași, mă, nu se mai oprește live-ul ăsta, unchiul Pecos. Scramble. Cânta bine unchiul Pecos. Știi care era năcazul? Că la un moment dat îi se rupea câte o... ce are chitara? Sârmă din aia, nu știu cum îi zice. O din aia și lua din mustața lui Tom. Sărac, mă. N-am cântat eu mai înainte asta. Nu v-am zis că tot ce zic eu se întâmplă? Ce dovadă mai mare vrei de atâta, mă? Literally, acum 3 secunde am cântat asta. Bă, coardă, da. No. V-ați uitat la clipul meu în care explicam tot scandalul, probabil ați observat că au tras cam aceleași concluzii pe care le-am tras și eu în legătură cu orgoliul lor. E mult orgoliu și mândrie la mijloc din partea amândurora. Shelly și-a păstrat orgoliul înlăturându-l pe Adrian din caravana de promovare a filmului, pentru o problemă din spațiul personal care nu ținea absolut deloc de film. Iar Adrian tot din orgoliu a acționat, vrând să-și facă dreptate singur, asociindu-l pe Shelly cu pitiș gratis, chiar dacă nu avea legătură. Bă, da, a câștigat elicopter, dacă este așa. Bă, i-a ieșit. L-a scos pe ăla și s-a și îmbăcat cu Shelly. Bravo lui, 1-0. Tură cu bătaia din seara aia, cu conflictul. Da, o să ajunge și acolo, Ghost Devil. Lor principal. Iar ei în clip au spus asta. În primul și în primul rând din cauza orgoliului meu, în primă instanță, pentru că am pus o chestie de business în aceeași logică cu o chestie personală care s-a întâmplat. Este adevărat faptul... Da, acum dacă lea și merge cu el să facă caravană sau ce voie să facă, și să bate iară cu cineva pe acolo. Că zici că, bă, uite, na, profesional și plan personal, să fii sănătos, nu contează cum e omul. Dar poți să-l iei cu tine mai departe când nu știi cât de volatil e, că sari la bătaie dintr-una într-alta. Că Adrian a fost provocat de grupul meu de prieteni și de asta s-a ajuns aici. Nu e ca și cum Shelly l-a luat pe Adrian și cei 200 de prieteni ai lui, bă, de azi înainte să nu vă mai prind pe aici. Sau să nu-i mai cheme împreună când mai are evenimente. Dar dacă nu-l cheamă, iar intră Adrian pe live și zice, ia zi-mă, nu mai chema și pe mine. Și ideea acum că el ar fi agresor nu stă în picioare și pentru faptul că eu am judecat orgolios la momentul respectiv și cumva nu am fost imparțial, vreau să-mi cer scuze față de tine. Eu vreau să-mi cer scuze pentru faptul că Shelly a fost asociat cu acțiunile altor persoane și automat lumea l-a făcut pe el violator, profil,
drogat. Lucrurile astea au fost ratate superficial, au fost un pic scoase din context. Shelly în același clip dă release la videoclipurile de pe camera de supraveghere, care erau atât de așa. A fost tare, oricum. Probabil au făcut asta pentru promovarea filmului Bass House. Habar n-am. Dar oricum e mai bine, îți dai seama. Că e benefic pentru amândoi, mă, că acum pot să facă content împreună, ceea ce e extraordinar. Acceptate. Biroul lui Shelly, dar asta a fost fight-ul. Acum, serios, chiar a dat release la filmările alea, în care... Mă, e obișnuită în Craiova. A văd în viitor următorul scandal, da, exact. Se vede că se aruncă niște replici urmate de... Sunt atât de în viitor că eu am trecut deja de următorul scandal, mă. Sunt la treia împăcare deja. O palma băiatului model. După începe Adrian să dea drumul la elicoptere. Scene urmate... Începe Adrian să dea drumul la elicoptere. Paracopter. De paharul aruncat spre capul lui. Cei doi își cer scuze unul de la celălalt pentru exagerările făcute de fiecare, asumându-și că scandalul putea fi aplanat mai din timp dacă renunțau la mândrie. Vreau să-mi cer scuze față de tine. Baf pe coaie, am plecat. Manu, sănătate. În parte a TikTok-ului, Shelly alocă niște timp să reamintească despre proiectele pe care le are împreună cu Adrian, aici referindu-se la filmul Scream. Mă bucur că punem stop la treaba asta, este păcat de proiectele frumoase pe care le-am făcut împreună, în mod special e păcat de film și toate lucrurile minunate pe care le-am făcut și pe care voi v-ați uitat că s-a ajuns aici. Mă bucur că punem stop, că o dăm la pace, noi vă mulțumim. Bine că v-ați împăcat. Comentariile la videoclipul de împăcare sunt exact cum vă așteptați, absolut neserioase. Adrian și Jelaru fiind luați la mișto pentru atmosfera awkward din aer. Cei doi au dat... Da, păi... Rovion tot ține că Bass House e făcut exact ca Scream. O fi, nu m-am uitat sincer. Senzația că Scream nu era un fel de scary movie, care nu e neapărat condusă de recunoașterea învinuiților, ci mai mult de alte lucruri mari care sunt în joc. Reputația celor doi, un film în care s-au băgat bani, sponsori și festival. Caut-o pe Google, Andrei, nu te du atât de departe pe un site specific, doar scrie pe Google manga și apeși Enter. E atât de simplu. E foarte simplu. Valori. I-a pus Iorga la respect. Eu cu frate-miu când ne bătea mama până ne ceream scuze unul la altul. Cu frate-miu când ne bătea mama până ne ceream scuze unul de la altul. A dictat o împăcare. Dacă zici R, te iertăm. Chip is cash, sorry. Adrian, fă un semn dacă ai nevoie de ajutor. Zici că v-a pus doamna dirigintă să faceți clipul. Nu e marketing oamenilor, pur și simplu și-au dat seama pe bune la rece ce s-a întâmplat. Ați înnebunit cu marketingul ăsta. Repet, în cazul acestui scandal nu avea cum să fie vorba de marketing, pentru că acuzațiile alea și cuvintele care s-au aruncat sunt atât de grave încât nimeni nu vrea să fie asociat cu ele. Pentru că mai mult riști decât să câștigi. Înțeleg că e multă fake reală în industria asta, dar aici nu a fost cazul. Oamenii chiar s-au certat până în punctul în care situația a scăpat de sub control. O dovadă în plus pentru cât de serioasă a fost treaba. Cum a zis și Dorian, dacă s-a împăcat Abi cu Velea, care dacă nici ea nu s-a înjurat cu tot Toniamu, saltare Zevi, saltare. Asta e pisic pe lângă ce au pățit aia. Momentul de față, dacă e să căutați pe TikTok momentele din live-ul ăla cu Iorga și Adrian elicopterul, nu o să le mai găsiți. Zici că s-au evaporat. Totuși au rămas persoane care încă își doresc să se lămurească cazul ăsta și în privința Iorgăi și a domnului de la cazare, care tot o presa. De asta nu s-a mai auzit nimic și nu știm dacă o să mai facă cineva o explicație. Pe lângă toate astea, bă, s-au făcut mimuri și în legătură cu un păcat. Pactul Budeasa Craiova, tare asta. Care a lor? Pactul Budeasa Craiova, color. Litera A. De la... Am vrut să mă încui cu ei în baie, să iau cheia și să o mănânc. Bă, de la... Bă, Adrian mie mi-a fost cumva un băiat simpatic, să vă zic sincer. H, de la... Khabib Shelarun Megodov. D, de la... Dar de ce n-ai venit la Pitești la noi? Păi ce să caut la Pitești? Să vină bă, fratitul cu 12 inci, ce să caut la Pitești? Eu ți pare că eu fac smart doieri. E, de la... E, am împărțit niște pumni să mă răcurez. E, de la... E, am împărțit niște pumni. 2, 3, 4 pumni. De la... Faci pe procurorul, faci pe anchetatorul. Mergeți acum pe canalul celălalt să vă uitați la evoluția lui Ilies Vlogs. Dați like, subscribe și acolo. Hai, vă aștept. Nice. Bă, bun și clipul ăsta.